numim perioada de cunoaștere între căsătorii? Cum ne prezentăm oamenilor pentru a ști că suntem legați de cineva? Asta e marea problemă, da? O lămurim. În lume, mergi pe stradă, întâlnești cu un fost coleg, îți prezintă, e prietena mea. Pentru ei poate să implice necăsătorie. De fapt, ce-i prietenie în lume? Un angajament lipsit de responsabilitate. Se poate retrage când vrea, nu trebuie să treacă nici pe la notar măcar. Spune doar așa, sentimente de dragoste. A venit fără să spună și a anunțat fără să plece. A plecat fără să anunțe. La cine vrei să te prezinți din moment ce tu nu te expui? La părinți ți-a spus eu să te prezinți din prima zi. La cei din conducere bisericii ți-a spus să anunți. Deci, o discuție între un băiat și o fată trebuie să aibă drept scop doar căsătoria, la vremea căsătoriei, aseară. Nu de mult, mă caută un băiat, spune, frate, vreau să vorbiți cu mine, cu fata. De vreo 2 ani prietenim, ne-am permis, vă dați seama. Și de ce nu vă căsătoriți? Sunt încă la școală, pe de altă parte zice, da, spiritual nu suntem bine. Și zic, cum, veți deveni bine de la sine continuându-vă relația? Dar ce să facem? Pauză totală. Să vă puteți apropia de Dumnezeu? Cere să se îndure de voi? Te interesezi de școală? Trebuie să o termini, anul ăsta era ultimul an. Și la vremea potrivită, toate și-au locul lor. Pentru că ce se întâmplă, dragii mei? Dacă nu ne păstrăm curăția și ne permitem atingeri și câte toate, toți aceștia când ajung în viața de familie, poate ați auzit că e grea perioada de acomodare. Cum le grea perioada de acomodare dacă ei până atunci își știau toate încheieturile? De fapt, starea de dragoste care acum pare grozavă, dispare după așa zisa lună de miere. Și familia se trezește într-o lume spirituală bântuită de duhuri, într-o lume a unei economii de piață foarte feroce, unde toată lumea se bate pentru bani, și apoi se pune problema cine biruie când vine ispita, cine are bani în casă. N-ar fi trebuit discutate lucrurile astea înainte și lăsat după distracția care v-a atras pe voi? De-aia spuneam că trebuie puse lucrurile în ordine, nu așezați piramida cu vârful în jos în nădejdea că uite ce grozav stă. O să stea o luni de zile. Și apoi să se ducă să se așeze pe bază. Asta e realitatea. Deci, n-aveți cui să vă prezentați. O să vă prezentați când faceți invitațiile pentru nuntă. Și vă prezentați foarte solemn. A, mai sunt unii care vor să se prezinte pe internet. Păi, asta e mare pacoste. Trebuie să pună pe internet și când se pupă. Am fost undeva la o nuntă și la masă a pus câteva imagini video, cum au fost ei copii mici la școală, au fost premianți, părinți, mă zic frumos, uite așa, își respectă părinți. Și numai apar poze cu ei prin parc, ea alungită în brațele lui. Mă zic, stai puțin, măi, acolo sunt imagini de primăvară și au fost în emisfera cealaltă, acum e toamnă. Pentru că asta primăvară deja era așa, toată vara cum au rezistat la căldură. Și apoi, ni rușine de cei de afară,